În timp ce în întreaga țară există o accentuată criză de vaccinuri, județul Neamț a reușit să se gestioneze de așa manieră încât la această oră se află cu stocurile existente la limita necesarului. Direcția de Sănătate Publică a realizat și o redistribuire a acestora la nivelul județului. În județul Neamț nu există epidemie de rujeolă. În județul Neamț există un stoc de vaccin la nivelul Direcției de Sănătate Publică. E suficient la acest moment, mai ales pentru vaccinul împotriva rujeolei, a oreionului și a rubeolei. Există doar 56 de doze. La medicii de familie au fost distribuite un număr de 2243 de doze de ROR, adică vaccinul împotriva rujeolei, da? Ținem să vă precizăm că această cifră de 2243 de doze sunt cele existente la data de 28.02.2017, adică februarie. În momentul de față noi colectăm datele din teren, de la medicii de familie, pentru luna martie. Deci vaccinul care s-a realizat, imunizările care s-au realizat în luna martie, le vom avea abia la începutul lunii aprilie, da? De asta există această cifră de 2243. Din acestea, bineînțeles că s-au consumat, că au existat medici de familie care chiar și-au terminat vaccinul și am încercat să facem o redistribuire de la medicii care aveau mai mult vaccin ROR în stoc pentru medicii care nu mai aveau deloc și astfel, prin redistribuire, aproximativ 200 de doze le-am repartizat la medicii care au solicitat. Ministerul Sănătății a dispus achiziționarea în regim de urgență a 115.000 doze de vaccin împotriva rujeolei, rubeolei și oreionului, care în județul Neamț ar acoperi necesarul pentru două luni. Am înțeles din declarația ministerului și a Ministrului Sănătății că s-a dispus achiziționarea în regim de urgență a 115.000 de doze de vaccin împotriva rujeolei, rubeolei și a oreionului. Doze care ar acoperi necesarul pentru două luni. Țin să vă precizez că în județul Neamț noi nu avem epidemie de rujeolă. Există de la începutul anului un total de 6 rujeole confirmate. Au fost 13 suspiciuni, dintre care 7 s-au infirmat. Da? Deci doar 6 confirmate. La noi, la Neamț? La noi, în județul Neamț. Da. Da. De asemenea, și pentru celelalte tipuri de vaccin, Ministerul Sănătății a dispus și a fost demarate procedurile de achiziție a dozelor pe tipuri de vaccin necesare bune derulării a Programului Național de Imunizări. În luna aprilie, acum așteptăm să vină, ne-a fost repartizat Hexacima, deci vaccinul care asigură imunizarea copiilor sub un an cu împotriva difteriei, tetanosului, pertussis, deci truse convulsive, poliomelitei, hemofilus B. Și, bineînțeles, pentru BCG nu se pune problema, deci avem în continuare BCG în maternități cât și la sediul nostru, doze suficiente pentru nou-născuți. Și încercăm în felul acesta să facem, să îndeplinim și să realizăm imunizarea în copiilor conform cartografiilor făcute la medicii de familie. Și în județul Neamț mai există restanțe în cazul în care copiii ce trebuiau vaccinați aveau contraindicații temporare de imunizare din cauza unei răceli temporare sau altei suferințe în perioada vaccinării.